Bună, prieten, azi laptopul meu are o problemă. Mi s-a spus că dispozitivul lui, adică Windows-ul lui, e inaccesibil, le-a buta. Deci ecranul de cod este inaccesibil, boot device. O fi stricat. Dar lacrimile de ieri n-am putut să le discut cu mama. N-am putut să le discut. Să vedem ce se întâmplă cu Windows-ul. Chiar că de câte o pornește, mi-apare o eroare în cod ceva. Stai că e pe cale să pornească. O să dureze, dar... O să dureze. O să dureze pe laptopul ăsta. Încearcă să... Oh! Chiar așa! V-am spus eu! Calculatorul meu are o problemă. Inaccesibil boot device. Mama! Chiar trebuie să-l duc la reparat pentru asta? Ecranul albastru cu eroasă e similară. E similară cu două de vară. Și copiii mai obișnuiți după aia și rep... A, da. F8. Windows 10. Repar cadou. Save mod. Safe mode. High mode de siguranță. Știu că pot să... Nu înțeleg. Funcționa bine, doar dacă un virus modifica, cred că dispozitivul îl modifica. Nu știu ce să zic, dar e cam nașpa. Eroarea asta e cam nașpa. Nu poți să o rezolvi, nu poți să-i faci nimic. Cum adică laptopul meu e inaccesibil? Și nu poate porni, nu poate buta, nu poate loga, nu poate nimic. Ei bine. Așa. Reinstalarea Windows-ului? Nu. Păstrare de date? Da. Descărcare fake Vimes. Enervant. Sau nu știu cum să zic. Păi da, sunt blocat cu butoane, sunt blocat. O să apelăm la cel mai mare scop. O să apelăm la cea mai mare unealtă pe care am găsit-o eu. Am găsit-o unealtă, sper să mă rezolve de problema sistemului. Repair your computer. Sper să meargă situația. Că ultima oară când am pornit calculatorul mergea bine. Iar acum după repornire s-a făcut ca naiba. Pot repara calculatorul. Stai să văd ce a pățit. Am încercat startup repair. Poate că fișele de sensul de vină pentru asta. Deci. A murit laptopul ăsta. A, pe bune, s-a stins. S-a stins! S-a stins când am dat pe automatic repair. A, da, automatic repair. Hai! Preparing automatic repair. Diagnoză PC-ului.
N-am pomenit de eroarea asta de când sunt eu. Oh, leo! Automatic repair. Creatorul nu dă stat corect. Nu îi dau reset. Utilizează alt sistem de operare. Nu. Troubleshooter, da. Resetează PC-ul. Startup repair. Fișe de sistem. Pumba ok de vină. Scanează și repară. Nu poate, Explorer. Nu poate în același timp. Trebuie să nu îi dai disk wipe. Repare partiția. Mai întâi să vedem ce a pătit Explorer-ul. Nu rulează. Poate îi merge strună. Am aici fișierele mele. Subsistemul. Nicio aplicație nu face așa, nu e valid aplicarea de sistem, doi înseamnă nimeni nu s-a asociat cu sistemul de joi. Deci, a mai rămas decât System File Checker. O să ne vedem mâine, prieteni. Dați like, comment și subscribe. Și sper ca această eroare să dispară definitiv din laptopul meu.